Dimineața, Floriana. Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Antrenamentul cu funii sau cu frânghii este unul complex și trebuie să vă spun că este practicat atât de fotbaliști, de atleți, dar și de luptători din MMA. Dar, bineînțeles, putem să-l facem și noi, cei care facem sport ocazional. Alături de mine se află Irina Alionti, specialist. Bună dimineața! Neața, neața, cu energie și veselie de aici, de la noi, de la Body Ship. Și cu bucurie, ai dreptate. Spune-mi, te rog frumos, cine poate face acest antrenament cu funii? Este indicat, chiar dacă n-ai mai făcut sport de foarte mult timp, îți activează întregul corp, îți iei doza de energie de dimineață în loc de cafeluță. Eu zic să încerci un antrenament cu sfor, te energizează și este foarte bun chiar dacă ai avut probleme cu articulațiile, pentru că îți crește ritmul cardiac fără să pună impact pe glezne, pe genunchi, pe șolduri. Practic, tot abdomenul îți este activat. Da? Deci nu este un antrenament doar pentru tonifierea brațelor, așa cum s-ar putea crede. Și întregul corp îți lucrează, pentru că forța care se întoarce înapoi prin sfor presupune o absorbție a șocului de către persoana care lucrează. Deci trebuie să-ți menții echilibru și să-ți pui întregul corp în funcțiune, să fie activat. Frânghiile au, nu știu, greutatea lor este diferită? Da, sigur, greutatea lor diferă. Cu cât sunt mai lungi, bineînțeles, cu atât vor fi mai grele. Elena aici de față, ea este avansată, e veterană, se antrenează de mult timp în acest stil, așadar a ales varianta mai grea. Așadar sunt progresii, regresii pentru absolut fiecare nivel, poți să găsești ceva potrivit pentru tine. Ce e interesant la acest tip de antrenament e că stimulează metabolismul și după ce antrenamentul a luat sfârșit, deci continui să arzi calorii încă 38 de ore după ce antrenamentul s-a finalizat. Da? Deci poți să arzi calorii chiar și în timp ce dormi. Eu, dacă sunt începătoare, câte exerciții trebuie să fac? Deci un pic în exterior, poziția 45 de minute de 3 ori pe săptămână este suficient. Acesta este un exercițiu pe care noi îl integrăm în circuitul nostru, antrenamentele de grup. Da? Deci este un exercițiu dintr-un complex de mai multe. Nu e nevoie să ne antrenăm doar cu sfor, dar sforile sunt un accesoriu fantastic, într-adevăr. Trebuie să lucrezi și fesierii, și abdomenul, și brațele, și femuralii, practic tot corpul îți este activat și este foarte, foarte distractiv. Mișcare explozivă, plină de energie, îți descarci tot stresul de peste zi, acumulat și îți începi o nouă zi cu mult mai multă energie. Asta spun toți cei care au încercat acest tip de antrenament. Câte calorii pierzi? În 45 de minute estimarea este că pierzi undeva la 4-500 de calorii și mai continui să pierzi din nou și după ce antrenamentul ăla a sfârșit. Și odată ce combini acest tip de antrenament cu o nutriție echilibrată, un plan alimentar sănătos, rezultatele nu vor înceta să apară și avem membri care au reușit să topească 10-20 de kilograme în câteva luni sau chiar se definească să ajungă la pătrățelele mult dorite. Irina, eu îți mulțumesc mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Vreau să încerc și eu acest antrenament. Dacă fac 3 minute, facem un calcul, ar trebui să pierd undeva la, cât zicem, 30 de calorii. Hai că încerc. Răzvan, Dani, rămân aici, dar eu mă întorc la voi. Da, hai să te vedem, Floriana. Și eu m-am apucat odată de sală, tot așa, să mai dau jos. Și în 7 zile am pierdut o săptămână. Ok. Practic, într-un calcul simplu, nu mă apuc pentru că mă umflu și nu mai vin cămășile. Da, da, da. Noi știm toți... Asta este motivul. Da, știm care e problema ta. Am avut un eveniment, prezentam un eveniment, colegul Dani, aveam hainele pregătite, nu-i așa, cum le am de fiecare dată. Da, mi-a dat prin gând să fac o flotare. S-a părut mie că mă pune și nu m-am mai putut închide la... la cămașă și am mers în tricou. De atunci eu nu mai fac greșelile astea. Da. Mulțumim tare mult, Floriana. Sunt pline zilele la ora 9. Păi da, asta zic, că la muncă... Da, mă rog. Se duc oamenii înainte de muncă, măi, da. Super trend. Decât să stai în trafic. Răzvan, înainte de muncă este ora 6. Înainte de muncă ora 8, 9 și 10 nu e înainte de muncă. Ți-ai mâncat jumătate de zi. Păi acum e ședință, în mod normal. Îți pune ședință șeful de la 10. S-a schimbat, începe la 10, 11. Pleacă seara foarte târziu. Am văzut că pleacă foarte târziu. Înainte plecam pe la un 4, jumate, 5 spre Corbeanca, după amiaza. Și mă întâlneam cu... Acum 4, jumate, 5 este semi-liber. În schimb 6, 7 și 8 e nenorocire. Ne batem în trafic, e nebunit.